Rând pe rând, dubele de la jandarmerie s-au aliniat la sediul BCCO Constanța, iar curtea instituției s-a dovedit neîncăpătoare pentru grupul de suspecți. Au aici botezul, da, i-a invitat pe toți. Ce s-a discutat în spatele ușilor închise, nimeni nu vrea să spună. A, nu știi cum să faci tot un secret? Păi nu. Ne spălăm rufele. Au făcut-o ziua, n-au făcut-o noaptea. Invitațiile. Și câte persoane participă la sunt vreo 200. Peste 10 persoane au ajuns în vizorul BCCO Constanța în urma perchezițiilor. 50 de locuințe au fost vizitate de mascați și procurori, iar în dosar planează acuzații de trafic de persoane, infracțiune care se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 12 ani, precum și cu interzicerea unor drepturi.